prima în discuție și zile libere pentru minerii din cadrul CEH. Minerii de la Complexul Energetic Hunedoara vor beneficia de 20 de zile libere luna decembrie. Acordul a fost semnat între administrație și Sindicatul Muntele, sindicat reprezentativ la nivelul societății. Am avut întâlnire cu Sindicatul Reprezentativ Muntele. Întâlnirea a avut loc luni la ora 13:30. În urma întâlnirii s-au discutat diferite variante de program de lucru pe luna decembrie. În urma discuțiilor s-au stabilit următoarele. Ca zile normale de lucru să fie ziua de 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 și 30 decembrie. În total 20 de posturi, iar zilele libere sunt cele 11 rămase, respectiv 1, 4, 8, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26 și 31 decembrie. În zilele în care se va lucra la producție pe bază de comandă, posturile vor fi plătite. În ceea ce privește primele acordate salariaților Complexului Energetic Hunedoara, acestea sunt încă în discuție. Urmează ca zilele viitoare să se stabilească valoarea adausurilor de Crăciun. Suntem în discuții cu partea sindicală pentru stabilirea acestor prime. Din păcate mai sunt câteva detalii de rezolvat de partea dânșilor pentru stabilirea componenței comisiei și eu cred că săptămâna viitoare vom finaliza discuțiile și le vom face publice. De zile libere vor beneficia doar minierii. Energeticienii vor lucra conform programului normal în luna decembrie, pe motiv că activitatea energetică nu poate fi întreruptă.